Salut, sunt Cristi și bine găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi nu mai este nimic, îl vedeți deja supărat. Sclavul numărul 3, partea 3-a. Astăzi a venit băieți și fete. Amice, nu știu cum să zic sau nu, dar astăzi vei fi sclavul meu. Și începem ușor. Hai să mă tragi pe picioare că am muncit atât de mult. Să pun și o cameră aici. Amici, am făcut pat, am făcut curățenie. Pune telefonul aici pe picioare, dau și un masaj, da. Hai. Vrei pe picioare? Da, amici, pe picioare. Stai așa. Amici, nu așa, nu că... Nimic, amici, mi-i ține vlogul, nu fii prost. Amici, nu fac nimic, îți fac masaj. Și ce faci cu... Ca stai drept! Mecanism. Ca stai drept, patroane. Nu ești tu patronul meu? Ba, da, amici, așa. Așa, amici? A, ce bine să ai zis. Ce faci, amici, acolo? Da, bă, amici, că te relaxezi, uite. A, așa, amici. Da, amici, vezi? O, chiar e bine un căvăș gura vostru. Ce le știi și eu faci o fraie? La niște magneți acolo. Mamă, adică ce și cât mă doare? Foaie, lor, rămân fără aer. A, da, asta o să ai. Pune-mi la așa, frumos, că stau mai rău dacă nu. Așa, așa. O, ce bine. Trebuie să fac eu masaj. Ia tu-ți niște degetele. Și astea. Gata, uite, gata cu masajul, gata. Mă dăm un kickboxing pe aici, se pare. Na, rost, nu cu tot. Ți-ai zis să pleci din cameră? Soldate? Ia hai tu înapoi în cameră. Da, ce zice, nu? Băi, și pete... Unde e periuța? Am ajuns în baie. Știți că în baie, normal, îți faci nevoia, te parfumezi, te dai frumos. Dar, amice, ai un parfum galben, sper că este al tău. De ce? Este al tău, nu? Da. Îl vedeți frumos, drău, mamă. Hai, dă-te-i dracu, că te poate decași pe tine, mă, fac, bă, vinul tău, nu te arunc afară. Vino până acasă. E parfumul tău, haide, da? Vino până acasă. Asta e, amici. Ia vino tu în coa. Așa? Stai să vedem cum miroase, că nu ne dăm cu orice. Nu-mi place cum miroase. Îmi dai tu două pufuri, unul aici și unul aici. Stai așa. Nu, că îți dai spre tine. Hai, mă, că nu fac! Amici, dacă... Nu... Ce faci? Îți dai spre tine, nu? Gata. Hai, unul aici și unul aici. Hai. Unul aici și unul aici. Așa. Da, stai, amice, un bonus din partea casei. Așa, amici. Și acum să mă dau și eu. Da, ce, să n-ai voie să dai? Ia de parfumul acolo. Să n-ai voie să dai? Vrei să ți-l spar? Ce s-a speriat! Știi cum te-ai făcut din stânga? Uite, așa m-am parfumat și eu un puf, două, acum ești m-a agățat, amice. Amice, vezi că... Uai, l-a picat ăsta, mă, mă speriai pe bune, original, ce fără gol. Eu m-am întrebat așa. Dimineața, m-am spălat pe nici. E fixativ, nu? Da. Vino până la cameră. Da, uite, nu vreau să-ți bajuri de părul meu. Hai, vino până la cameră. Fii străcăt. Hai, ce? Ha. Ține minte că vine partea a partea. Nu tace-te cu invers. Să zici versic, aici eu sunt culgat. Îi lasă capul în jos, că am terminat. Apropie-te de cameră, doar. Stai așa. Stai să apropie o cameră. Stai așa. Stai așa, cum te dă. Ha, gata, aici. Poți să-ți faci părul frumos. Hai că te-am făcut părul, nu-i nimic. Stai greșit cu ceva? Ce bine să fie războiul farțelor. Doamne, ferește, bine, o să facem și ăla, dacă vreți. Da, până una alta. E... Suntem războiul sclavilor. Amici, ia vină până acolo. Ce avem? Știți cu toții la ce folosești. Stați așa, că aici poate lumea prost. O paletă de muște. Amici, lasă, amici, că pornim proiectoarele, amici. Asta-le, amici, că aici bate lumina cât de cât bine. Ia vină și tu până în cameră. Amici, de la fixativ. O vedeți pe asta? Ia, toți de cu spatele. Nu, mă tot, frate. Bă, tu te întoarci cu spatele, e sluga mea? Sluga! Așa, întoarce cu spatele. Mai întoarce-te cu spatele, fă!
Ce faci aici? Bine, patru. Hai, și încă o dată. Aaaa, prostul meu! Te-am pus eu să ții, te-am pus eu să ții mâna? Auzi, vreau să faci și un favor. Ha! Du-o și tu la loc, că n-ai chef să mă deplasez. Și dacă repostez, fac mai urât decât asta. Du-o frumos la loc. La loc, am zis, te rog acum! Executa! Ră! Bă, amice, bă! Unde ai fugit? Ia, vină până acolo! Ia, crede că scapă de mine. Și pică de ce mă că vă scurt. Nu bai, stai evident. Am să vedem ce mai găsim. Amice, ia, vină până acolo! O, oglindă, da? O, oglindă, o îngrijoare. Nu contează acest. Te uiți în ea. Așa. Eu te filmez. Așa. Și te cerci cu ea, amice. Mă cer cu ea? Păi da, amice. E sclavul tău, nu sunt îți să spui tu ce fac. Nu mă interesez. Amice, nu sclavul face ce vreau eu, da? Nu e adevărat. Ba, da, este adevărat. Da, așa că... Da, cu dau cu mătă, mă dau cu tătă, că de-aia nu da. Fac ce zici. Te cerci cu asta, amice. Nu, da. Uitați, nu se ceartă cu asta. Ia ceartă-te cu aia mare, hai că m-am enervat. Ia ceartă-te în oglindă, mă. Nu mă cert, amice. Hai, amice, te cerci în oglindă, am zis. Amice, nu mă cert. Dar nu țipând, vorbești frumos. Du-te, bă, ta! Hai, amice! Ce, amice? Ceartă-te frumos! Mă certa cu ea, amice! Ia uite ce urât e ăla din oglindă! Vrei și urât e ăla din oglindă? Da, prințule, tu ești cavaler! Bă, da, e urât rău ăla din oglindă, uite și tu, bă, da, dar urât e, bă, viere, bă! Da, e urât rău, bă! E foarte frumos, faptul! Am vorbit și eu. Da, amice? Da. Care e credința ta, amice, de dinți? Amice, nu știu! Asta e ferița ta? Trebuia să fie una albastră. Și e și asta, nu? Nu, aia e alutată. Și ca... Ai aici, uite câte peruțe ai. Dar nu le folosesc. S-a mort tu! Ce caută asta? Ia, dă-o un pic. Vedeți ferița, da? Ia, deschide dinții să te spună puțin pe dinți. Dar fără past. Doar cu... Doar cu pa... Doar cu lăsa. Hai, pune dinții ca lumea. Hai, mă, deschide! Mă care eu știu, dacă mă doare. Auzi, dacă ești călăvul meu? A? Asta nu e, că cine știe ce fac? Ușor, ușor rămâne și fără asta. Și tu acum ce crezi? Ți-am făcut dinții frumoși, albi, că acum voi pune ceva pe periuță. Și tu ce crede că eu te voi lăsa așa? Ia uitați, băieți, lăsăm aici frumos camera. Și are aici... Aici! În grijină asta de sub braț. Da, da. Vine partea patra, amice! Vedeți, da? Pum, da, uitați. Vine, amice! Aici! Gata. Nu s-a întâmplat nimic, ca oa. Atât ți-am zic. Vine partea patra, bine. Ha, deschide dinți. De acolo nu te poți să mă lăsa. Hai. O, mi-e rău. Mi-e rău. Ce faci aia? Cum pe spate mori? Ce ai, amici? Ce ai, amici? Arsă-te, bă! Ia ferița, spală-o. A, plecat, băi, să vedem ce mai trece... Să vedem ce mai trece prin cap. M-a supărat micul ăsta. Ai o pereche de căști, nu? Da, sunt pereche de căști. Dacă nu vezi bine. Ia, da, te-ai citat, spală. Ia, vină-o, fă. Ia, da, să-ți repășe. Frumos, da? Așa. Păi, întoarce-te la cameră. Frumos, da? Stă bine, da? Oh, că nu, nu ți-ai zborul, nu te colezi! Te uiți doar la cameră. Ce cauți, oală? Da. Da, mulțumesc, ești foarte drăguț. Dar era frumos. Răzbună-te. Că vine partea a patra, să ce-ți faci o ție? Să vezi ce-ți faci o ție? Ce vezi tu? Ce o să vezi tu? Da, una am dracu mai mare. Ia-o, dracu, pe asta. Ia-o, pe asta. Ia-o, pe asta. Hai, dă-o, pe asta. Îți mulțumesc, amice. Olingu, ai și tu pe aici? Deschide al doilea, șertar. Ăla mic. Nu, ăla mai. Și ce-i dă-le? Că te bat! Dă-te mai în spate.
Soldate, din păcate, n-ai fost cu minte și nu m-ai ascultat. Gata, amice, asta a fost ordinul zilei. Nu ne jucăm cu asta, că îți spage timpul lui Diana, dar știi căștile să fie mai protejată, adică nu e de joacă. Da? Cine poate a patră te pune afară cu asta în casă? Da! A, da? Da! Ar cum vin? Ia vezi! Ați văzut, da? Două avertismente i-am dat, pentru că partea pe asta mă va termina, așa că profit și eu cât pot acum. Poți să dai la jos din cap, ce-ai? Amice, aș vrea și un suc. Dar nu cumpăra, făcut de casă. Ia uitați ce sac am pregătit băiatul meu aici, da? Aici! De-ați amici. Eu ți-l fac, dar nu iese bine. De ce? Adică ăsta doar ți-l zdrobește, nu ți-l face suc. Nu ți-l face suc? Nu, doar zdrobește. Și ce-ai zis dacă l-aș scoate de acolo și ți-l aș face eu pe piele, să te gâdire? Sau să te zgârie, una din două. Ăsta? Da. Nu, deci tu e, cred că ești un pic, ior. E, nu, da, ăsta, ăsta. Ăsta, cuțitul ăsta? Da. Vezi că dacă arăți... Nu e cuțit, amice, nu e cuțit. Aici, vezi că dacă cam acolo arăți așa ceva, vezi că cam îți iei... Nu, o să-i trai amice, pentru asta. Da, pentru asta ții. Amice, vreau și eu puțin masaj. Vrei masaj? Da. Dar nu oricum, amice. Oricum? Nu. Ia, vină cu acăma pe tălpi. Ia vină cu pe tălpi. Pe tălpi? Da. Amice, fă frumos masajul. Masaj, frate. Dar dacă nu, amice, ia vezi, ai ceva aici, ia verifică. Ai ceva? Ăsta pute mai rău ca computul. Hai, amice, zic, am ceva acolo. Da, amice, ai. Ia vezi, ce am. Ce-am, amice? Amice, mă trasă păi, ce da, faci? Vrei să-ți am masaj? Ține da, cu piciorul sus! Pe nu-l țin! Uite, țin sus, na. Ai încăcat cu masajul tău! Se aprinde de aici. Se ia sclavul. Să ne deschide și nouă ușa. Și dumneavoastră, stați așa. Două secunde. Lasă parfumul cât mai repede posibil. Că dacă nu facem tantam. Nu, băi, vreau să fac ceva frumos. Nu mai vreau parfum, nu mai vreau parfum. Nu, amice, facem ceva frumos, nu? Gata. Ajunge cu parfumul. E parfum tot. Nu, uite, nu lasă frumos, hai. Amice, te vei pune pe WC-ul. Așa. Și vreau să te prefaci că te caci, să te scrii. Da? Hai. Să vadă o Românie întreagă. Așa face pe WC-ul. Să vă dea și... Alo! Da! Chemați ambulanță! De ce? Mi-a ieșit maț! A, da? Alo, 1, 2? Da! Cred că s-a rupt ăsta. Te mănâncă în păr? M-am tot mai pus! Ți-am pus o serie la mână? Hai, Mișel, vreau să te amăsnesc cremonite. Hai! Dacă mâncați, se evitați acum faza asta. Da? Hai, așa, fă din față, că tu cu fața gesticulezi. V-ați lămurit, da? Ce faci acum? E, nu că era acum chiar se pune pe veci, gen. Nu, arată-le! Vedeți ce avem aici, nu? Vai, să fac pula, a intrat în mobilă! Vai! Mor! Vai!
Ai, ce ai vrut să faci? Eu am vrut să-l stau și să uzi. Și tu ce faci? Oh, hello! Wow! Cum vei vede că am atât fost și cu sclavul partea a treia? O să urmezi de partea să văd ce fac eu ție. Partea a patra nu va mai urma. Ce face, bă? Va urma și partea a patra, dar nu curând, nu vă imaginați curând. Problema e că el o să prinde partea a patra vara, avantaje foarte mari față de mine. Da, și o partea a cincea tot vara, adică stați calm și așa stați, cred că tot vara. Cred că până la partea a șasea va fi numai vara, apoi înapoi în casă de... Așa că nu uitați să apăsați butonul așa de like și de subscribe, sclavule, îmi pare rău, amice. Acum o să fiu și eu sclavul tău, acum el o să mă strige sclavule, sclăvițule, cum mă striga el. Hai, desigur, ne vedem la următorul episod, eu am fost Cristi. V-am pupat, ne vedem la următorul episod. Pa, pa!